Serviciul voluntar pentru situații de urgență, dar și Serviciul de gospodărire comunală din cadrul Primăriei Roman au demarat vineri o acțiune menită să ne păzească municipiul de o eventuală inundație. După codul galben de ploi, debitul râului Moldova a crescut și există oricând pericolul ca apa să ajungă pe strada Teiului, pe unde se circulă cu tonaj greu. 200 de saci cu nisip au fost așezați în zona podului de fier. Debitul râului Moldova a ajuns de la 34 de metri cubi pe secundă la 600. A fost informat de Apele Române că vom avea debite și vor fi în creștere. Se va ajunge, zic ei, până la 800 de metri cubi pe secundă. Acum sunt 600, în jur de 600 de metri cubi pe secundă și atunci, ca măsură suplimentară, să ne prindem nepregătiți. Pe strada Teiului, care acum este folosită pentru, ca variantă pentru Roman Vest, am luat măsura asta să nu ne trezim la noapte sau mai știu eu când, că trebuie să protejăm cumva șoseaua. Și atunci am montat 200 de saci de cu nisip. Am făcut un mic dig în 200 de saci ca să nu periclităm cumva circulația, pentru că altfel ar însemna să o deviem iar pe Suceava și ceea ce ar duce la un deranjament major, mai ales când acum ați văzut și dumneavoastră în tot orașul s-au început lucrări și sunt câteva străzi care nu mai spun de zilele orașului cu centru închis și atunci ar perturba, zicem noi, circulația. Care e situația la microhidrocentrală? La microhidrocentrală am avut dimineața la ora 10 cu cei de la construcții dotenice o ședință acolo, chiar la fața locului. Putem să luăm bine sau dacă să vedem partea bună, este și un test pentru ce se întâmplă acolo. Deci, n-ar putea fi pericol. N-ar putea fi, deocamdată nu este niciun pericol. La ora asta el este făcut, așa este construit pragul. Noi suntem bucuroși că ei au terminat acel prag de versori și în felul ăsta, dacă ar fi prins lucrări neterminate, sigur că viitura ar fi dus la Pedranul Gabioane sau cine știe la ce dislocări de arocamente care sunt în zona respectivă. Funcționează normal. Apele au crescut mult? Păi dacă vă dați seama, dacă debitul mediu al Moldovei este 34 de metri cu secundă, da, și am ajuns la 600 acum, sigur, este dispar departe de cel istoric registrat în 2010, de 1200, dar totuși este un debit, dacă se ajunge la 800, va fi un debit numai bun ca să probăm toate construcțiile care sunt în zona respectivă al hidrocentralei. Un moment numai bun pentru a face un test la microhidrocentrală, consideră autoritățile locale. Este util acest test pentru că dacă se cedeze ceva, mă refer la partea asta de structură de construcții, acum cedează, nu o să cedeze niciun caz când o să fie Moldova mică. Dar rămâneți în gardă pentru weekend? Dacă... Evident că rămânem în gardă, evident că rămânem cu toate serviciile în alertă, în așa fel încât să nu avem, nu sunt probleme pentru Roma la ora actuală. Deci nu avem infiltrații majori, nu sunt, să spunem, să știți că mai sunt niște deversări în Moldova, niște locuri prin care nu sunt probleme în zonele respective, deci au fost dimineața cei de la stația de urgență de asta noapte monitorizați, adică n-au fost alertați de Apele Române și la ora asta încă stăm liniștiți. Chiar și așa, autoritățile rămân în gardă în acest weekend.